Țăranii au îmbătrânit și puțin sunt cei care se mai străduiesc să mai țină animale. Nu am avut. Ce aveți? Vacă, porci, păsări, se vede. Și acum? Cum? Nic. De ce nu mai țineți? Păi dacă suntem bătrâni și bolnavi, și cum să mai ținem? Cine să mai duc? Nu vă mai trebuie. Nu mai putem. Nu mai țin că îți bătrân, nu pot ține, trebuie să alerg, nu? E greu, să țin e greu, că nu e scumpă. Cel la noi sărăcii mult în județul ăsta nostru. Puțini de tot au rămas acum. Puțini. Nu se mai poate, doamnă dragă. Că săștia ne-o dat peste cap, nu avem nici pentru noi aproape și mânca noi. Dar e greu că noi nătreța noastră, că a fost săștia asta mare și nu avem. Da, zic că soț sunt pe lângă mine, așa cum ai pute. Mai cumpăr un sac de căruță, mai dau și eu să nu o dau, cât o mai pute eu. Zootehniștii își amintesc de zootehnia de dinainte de Revoluție. Am regresat mult, spun aceștia. La sectoarele de producție care erau IAS, CAP și gospodării populației, dacă rețin bine, se înregistrau circa 140-160 de mii de taurine. Aici mă refer la toate categorii, taurine total. Deci dublu față de ceea ce este. Mult, nu numai taurine, la toate speciile s-a diminuat aproape la 50. Cauzele sunt bine cunoscute, dar soluții nu se întrevăd. Pomenim și o îmbătrânire și o schimbare a structurii demografice, sau mai știu eu, a populației. Am îmbătrânit populația care se ocupa concret cu această îndeletnicire. O mare parte din efectivele care scad anual se datorează nu atât secetei de multe ori, ci mai degrabă, iarăși vorbesc destul de acid,